Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai radioului Iași. Dacă ne întrebăm ce-și dorește omul mai mult pe acest pământ, răspunsul cel mai frecvent este fericirea. Atunci când cu diferite ocazii ne facem urări și felicitări unii altora, cuvântul fericire nu lipsește aproape niciodată. Dorim noi înșine să fim fericiți, și dorim ca cei din jurul nostru, cei dragi ai noștri, aproapele nostru, să aibă parte de fericire. Dumnezeu, care ne-a chemat la viață din iubire și care continuă să-și manifeste mereu această iubire față de noi, ne-a creat pentru fericire și ne-a sădit în suflet sămânța și dorul după fericire. De aceea, căutarea fericirii trebuie să fie și este caracteristica omului. E dorința copilului, a tânărului, a adultului, ca și aceluia care se află spre sfârșitul vârstei a treia. Un preot povestește că într-una din întâlnirile săptămânale de seară, pe care obișnuia să le facă împreună cu familiile din parohia sa, a voit să pună în discuție tocmai această temă, cea despre fericire. Întrebările sale le-a scris pe o foaie de hârtie, pe care apoi a fotocopiat-o și a distribuit-o celor prezenți. Ce este fericirea? Cum se poate ajunge la fericire? Cine poate ajunge la fericire? Unde locuiește și domnește fericirea? Când suntem fericiți? Și altele asemănătoare. A rămas uimit preotul de răspunsurile nenumărate și diferite date de cei prezenți. După discuțiile care au durat peste 2 ore, preotul, sintetizând, a putut trage concluzia că fericirea aici pe pământ este o condiție temporară, de moment. Există momente mai lungi sau mai scurte, sau chiar perioade, când suntem fericiți, însă, în general, în viața pământească, fericirea nu este de durată, nu este permanentă, nu este definitivă. Ea trebuie căutată cu ardoare și construită în sudoare. În fragmentul evanghelic de astăzi, preluat de la Sfântul Matei, găsim acea magna carta, marele îndrumar pus la dispoziția creștinului care vrea să fie fericit și care dorește să construiască în sine, pentru sine și pentru alții, castelul fericirii. Dacă am vrea să sintetizăm conținutul predicii lui Iisus de pe munte, unde El enumără diferitele situații în care oamenii pot fi fericiți, am putea spune că fericirea invadează în viața omului și este experimentată de către om atunci când el simte în sine prezența lui Dumnezeu și prezența împărăției lui Dumnezeu. Fericirea pentru care ne-a creat Dumnezeu și pe care El vrea să o ofere omului se realizează atunci când Duhul lui Dumnezeu sălășuiește în toți cei care formează împărăția lui Dumnezeu. În expunerea fericirilor, Iisus, noul Moise și noul legislator, ne arată calea pentru a ajunge la bucurie, fericire și mântuire, chiar dacă trăim, ne mișcăm și activăm într-o lume amenințată de tot felul de pericole sau subjugată de păcat. Ceea ce ne arată și ne propune Hristos este o cale presărată cu situații neprevăzute și chiar surprinzătoare, cale ce se îndepărtează de toate schemele
pe care le poate crea sau controla persoana umană care ar vrea să se angajeze singură în căutarea fericirii și a păcii. În schema propusă de Iisus este proclamat fericit omul sărac, cel ce plânge și suferă, cel care este persecutat pentru că vrea binele, adevărul și dreptatea. Nu este simplu să accepți un asemenea mesaj și este greu, ba chiar șocant, să-l trăiești și să-l propovăduiești cu simplitate și spontaneitate. Este necesară meditarea și contemplarea cuvântului lui Dumnezeu pentru a înțelege o asemenea propunere. Este necesar să privești la cel care ne-a dat exemplu în acest sens și să trăiești conform schemelor de viață arătate de el. Profetul Sofonia, cel care cântă ziua Domnului folosindu-se de un ton dramatic și apocaliptic, ne oferă în lectura întâia o invitație urgentă. Căutați pe Domnul voi toți cei săraci de pe pământ, împliniți poruncile Lui. Iar Apostolul Paul, în fragmentul propus la Sfânta Liturghie de astăzi, ne spunea că noi, cei care am fost chemați de Dumnezeu și care aparținem lui Hristos, trebuie să ne lăsăm pătrunși și conduși de El, care este înțelepciunea, dreptatea și sfințirea și mântuirea noastră. Pentru a fi fericiți este necesar așadar să ne transformăm interiorul nostru, să-L căutăm pe Dumnezeu, să devenim săraci în Duh, adică să ne dezbrăcăm de tot ceea ce nu ne este necesar și chiar poate să devină o povară și un obstacol spre fericire. Trebuie să bătătorim cărările umilinței și ale suferinței asemenea maestrului nostru. Trebuie să iubim adevărul și să ne convertim inima. Un tânăr german în vârstă de 25 de ani își povestea în 25 ianuarie anul acesta, în ziua convertirii Sfântului Apostol Paul, își povestea într-un interviu cu Agenția Catolică de Știri Zenit cum a ajuns să se convertească și cum își trăiește viața după convertire. Spune dânsul că din fragedă copilărie era un tip sportiv. Când avea 3 ani, știa deja să schieze. La 16 ani a plecat pentru 6 luni în Australia. Reîntors în Germania și a continuat studiile și antrenamentul sportiv de schi. Pe 11 martie 2001 a voit să participe la o competiție de schi importantă, dar dură și periculoasă. La scurt timp după start a căzut și, lovit fiind la cap, a fost dus de urgență în spitalul universitar din Innsbruck. Avea un grav accident vascular cerebral care i-a provocat starea de paralizie totală. După o comă de 3 săptămâni, timp în care fusese operat la cap de mai multe ori, s-a trezit într-un cărucior cu rotile și cu prognoza că va fi dependent de el toată viața. Depresia a pus stăpânire pe el și se gândea chiar la sinucidere. Cu toate acestea, spune el, Dumnezeu a început să intre încet, încet în viața mea. Eu, care la 19 ani fusesem botezat, dar n-aveam nicio legătură cu credința și biserica, eu, care trăiam într-o continuă stare de păcat și care nu-mi refuzam nimic din ceea ce înseamnă alcool, distracții și experiențe de destrăbălare scandaloasă, iată că după acest accident teribil am simțit cum Dumnezeu m-a luat în stăpânire. Viața mea actuală este impregnată de credință. Încerc să particip zilnic la Sfânta Liturghie și să mă împărtășesc, oferindu-mă lui Hristos. Am putut să experimentez că viața mea are un sens profund și că merită să fie trăită. Consider că Dumnezeu a permis să am acest accident la schiat pentru a-mi păstra viața și pentru a mă pune în lumina lui Hristos.
În ciuda previziunilor sumbre ale medicilor, eu pot din nou să merg pe picioarele proprii și să-mi termin studiile. Izvorul puterii și a energiilor pe care le am constă în primirea zilnică a Sfintei Împărtășanii, în rugăciunea rozariului, în frecventarea cursurilor de exerciții spirituale, unde mi-alimentez flacăra credinței și nu în ultimul rând, în străduința de a mă oferi zilnic lui Dumnezeu și de a mă pune în brațele lui Iisus, care mă poartă pe umerii Săi. În loc de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu sau de capitulare în fața vieții, trăiesc o viață normală, unit cu Hristos, care îmi dă putere, curaj și mă face fericit. Iată, iubiți credincioși și dragi radioascultători, cum un om poate fi fericit atunci când îl caută pe Dumnezeu, când se dăruiește lui Dumnezeu și când trăiește și împlinește cuvântul Lui. Am amintit la începutul Sfintei Liturghii că celebrăm azi ziua vieții consacrate. E o ocazie de a ne arăta prețuirea noastră față de toți călugării și călugărițele care alături de preoții diecezani formează armata episcopului și care prin activitățile apostolice, sociale și caritative se pun în slujba poporului lui Dumnezeu. Persoanele consacrate încearcă să trăiască mesajul transmis de Hristos în predica de pe munte. Ele experimentează fericirea pentru că îl caută pe Domnul și se străduiesc să împlinească poruncile Lui, trăindu-și cu fidelitate chemarea. Ele sunt fericite pentru că, renunțând la bunurile proprii, le oferă pentru cei săraci. Sunt fericite pentru că plâng cu cei care au nevoie de mângâiere și se jertfesc pentru ei. Persoanele consacrate sunt fericite pentru că, oferind lui Hristos ființa și viața lor, trăiesc în curăție și ascultare, fiind astfel mai libere pentru slujire. Să ne rugăm pentru persoanele consacrate din dieceza noastră și din lumea întreagă și, unindu-ne cu ele în cuget, să le știm aproape, să le stăm aproape, sprijinind activitățile lor și promovând împreună cu ele chemările la Sfânta Preoție și la viața consacrată. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.